Bună ziua, Excelență Linda Thomas Greenfield, stimați reprezentanți ai mass media. Am o deosebită plăcere să vă salut aici, la Casa Guvernului, vizita dumneavoastră fiind un semnal puternic de suport din partea Statelor Unite ale Americii, dar și din partea organizațiilor de sub umbrela Națiunilor Unite. Încă de la început, Republica Moldova a condamnat în cei mai fermi termeni actul de război nejustificat lansat de Rusia împotriva Ucrainei, care reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Republica Moldova a cosponsorizat și a votat în favoarea rezoluției Adunării Generale a Națiunilor Unite cu privire la agresiunea împotriva Ucrainei, adoptată la 2 martie 2022, și, respectiv, a cosponsorizat și votat în favoarea rezoluției cu privire la consecințele umanitare ale agresiunii împotriva Ucrainei, adoptată pe 24 martie. În același sens, am cosponsorizat rezoluția privind situația drepturilor omului în Ucraina după agresiunea Federației Ruse, adoptată la cea de-a 49-a sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Prin toate acțiunile statului și prin susținerea actelor Organizației Națiunilor Unite, anterior enumerate, manifestăm sprijinul nostru puternic și neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, țara noastră prietenă și vecină, în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Războiul a creat o criză umanitară de proporții care a atins țara noastră și a creat o provocare imensă pentru capacitățile sale. De la începutul războiului din Ucraina, peste 390.000 de refugiați au intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Iar azi suntem casă pentru 100.000 de refugiați ucraineni, dintre care aproximativ 48.000 sunt minori, sunt copii. Suntem ferm angajați și de acum înainte să facem tot ce ne stă în puteri pentru a asigura protecție celor care caută refugiu în Moldova. Guvernul întreprinde acțiuni coordonate în ceea ce privește gestionarea atât a fluxului de tranzit, cât și a fluxului de refugiați din Ucraina care decid să rămân aici. O facem, evident, și cu ajutorul comunității internaționale și a partenerilor noștri europeni. Un efort apreciabil au făcut-o cetățenii Republicii Moldova. Cei mai mulți refugiați din Ucraina au fost primiți în casele moldovenilor. În recentele mele vizite în țară, am văzut multe centre de plasament amenajate de agenți economici, de organizații neguvernamentale, de comunități locale. Familiilor refugiate din Ucraina li s-a oferit adăpost, hrană și compasiune. Solidaritatea este cuvântul care descrie cel mai bine această perioadă. Am văzut o coeziune socială fără precedent aici, la noi acasă. Am văzut cât de bine pot colabora instituțiile statului, voluntarii, organizațiile neguvernamentale și cele din sectorul privat, diaspora moldovenească, pentru aceeași cauză, de a ajuta oamenii care fug din calea războiului. Solidaritate am văzut din partea statelor europene, comunităților internaționale și, evident, din partea Statelor Unite ale Americii. Vizita secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, în Moldova și mesajele sale puternice de solidaritate au fost apreciate ca semnale ale sprijinului ferm al SUA pentru suveranitatea, integritatea teritorială și calea democratică a Republicii Moldova. Același sprijin l-am simțit și în urma vizitelor din partea Congresului American și în cadrul vizitei dumneavoastră, Excelență.
Apreciem sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru răspunsul Moldovei la criza umanitară și a refugiaților prin eforturile Agenției SUA pentru Dezvoltare, USAID, și a Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, unde Statele Unite este cea mai mare națiune donatoare. În cadrul discuțiilor foarte productive pe care le-am avut cu excelența sa, Linda Thomas Greenfield, am povestit despre toate provocările cu care ne confruntăm în această perioadă. Am vorbit în special despre gestionarea crizei refugiaților, menținerea stabilității economice și politice în stat, dar și angajamentul nostru ferm de a continua linia reformelor promise și începute de la investirea cabinetului meu de miniștri. Cetățenii Republicii Moldova au ales o guvernare pro-europeană care să conducă țara spre dezvoltare și bunăstare și, indiferent de crizele majore care ne lovesc, vom depune toate eforturile pentru a rămâne ferm pe calea acestor schimbări. Credem în supremația statului de drept, credem în supremația drepturilor omului, valori comune în lumea liberă din care tindem să facem parte. Vă mulțumim pentru că ne sunteți un prieten de încredere de mai bine de 30 de ani. Thank you, Madam Prime Minister. Good afternoon. Doamnă prim-ministru, bună ziua tuturor. Dați-mi voie să încep mulțumindu-mi, doamnă prim-ministru, pe dumneavoastră și toată lumea din Republica Moldova pentru că m-ați salutat astăzi aici. Doamnă prim-ministru, și eu am avut o discuție excelentă și am avut oportunitatea de a ne implica în discuție pe un șir de subiecte foarte importante pentru Republica Moldova, precum și Statele Unite, inclusiv consolidarea securității regionale și promovarea instituțiilor democratice. Dar, în primul rând, am reușit să împărtăjez gratitudinea profundă a Statelor Unite și a poporului american pentru eforturile Republicii Moldova de a saluta, de a bineveni ucrainenii care fug din calea războiului și a invaziei Rusiei. Astăzi am văzut din prima sursă modul în care guvernul dumneavoastră și oamenii din Republica Moldova și-au unit eforturile pentru a îmbrățișa aceste persoane, în special femei și copii, care au fost forțați să lase în spate tot ce au agonisit și persoanele dragilor pentru a merge în siguranță. I-ați salutat pe toți cu mâinile deschise și cu ospitalitatea și generozitatea dumneavoastră, care acum sunt cunoscute peste tot în lume. Vreau să știți că în toate eforturile dumneavoastră aveți un partener dedicat în Statele Unite. În acest sens, sunt mândră să anunț astăzi că Statele Unite va oferi 50 de milioane de dolari adițional pentru a ajuta Guvernul Republicii Moldova și oamenii săi ca să facă față acestui război brutal al Rusiei. SUA anunță această asistență înainte de conferința de sprijin a Republicii Moldova, care va avea loc la Berlin pentru a genera și a acumula mai multă asistență din toată lumea pentru Republica Moldova și reformele sale, precum și agenda de reziliență. Acesta este adițional pe lângă cele peste 20 de milioane de dolari pe care le-am oferit deja Republicii Moldova pentru eforturile sale umanitare, care asigură refugiații și au de mâncare și apă curată de consumat, precum și toate cele de ce au nevoie. Noi vom continua să oferim această asistență în următoarele zile și luni care vor urma. Noi cunoaștem că acesta va ajunge foarte departe în mâinile noastre, fiindcă asta am avut privilegiul de a mă întâlni cu o parte din recipienții din ospitalității dumneavoastră, inclusiv o tânără care a fugit imediat după ce apartamentul ei a fost distrus. Mi-a spus astăzi că fiica ei, care are doar 3 ani, a început să zâmbească din nou. Și asta se datorează în mare parte ceea ce i-ați oferit dumneavoastră aici în Republica Moldova. Istoriile refugiaților pe care i-am întâlnit astăzi aici și eforturile dumneavoastră de a-i susține sunt atât de importante și sunt foarte încântată să le aduc cu mine înapoi, să le partajez în discuțiile mele cu președintele Biden, cu Consiliul de Securitate și în toate implicările mele diplomatice din New York. Și acum sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Urmează sesiunea de întrebări din partea mass media. Prima întrebare va fi adresată către dumneavoastră, doamnă prim-ministru, și către dumneavoastră excelență, Mihaela Ursu, TVR Moldova. Bună ziua!
Atacul Rusiei din această dimineață asupra Odesei ar putea provoca un nou val de refugiați în Republica Moldova. Știm bine că posibilitățile Republicii Moldova sunt mici. Poate Chișinăul miza pe noi ajutoare din partea comunității internaționale. Doamnă premier, dacă puteți să vă referiți concret, de ce duce lipsă Republica Moldova în gestionarea crizei refugiaților? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, am văzut că fluxul de refugiați a scăzut o perioadă, dar întotdeauna am vorbit despre necesitatea de a avea planuri și de a avea anumite rezerve pentru eventualitatea unor noi valuri. Cel mai important lucru despre care vorbim cu partenerii noștri în valuri ulterioare sunt acele coridoare verzi pe care le-am creat la începutul lunii martie și am văzut cum funcționează atunci când autobuse și trenuri sunt puse la dispoziția refugiaților chiar de la punctele de trecere a frontierei, astfel ca acești refugiați să tranziteze teritoriul Republicii Moldova și să fie primiți în alte țări ale Uniunii Europene. În același timp, am discutat și cu organizațiile internaționale, organizațiile care lucrează sub egida Națiunilor Unite, să accelerăm acele programe pentru susținerea refugiaților care sunt deja în țară și familiilor care găzduiesc refugiații. De asemenea, avem planuri pentru o comunicare mai eficientă despre procesele prin care acele centre de refugiați care sunt create de organizații neguvernamentale sau de organizații private pot aplica pentru autorizare și pot primi susținere din partea organizațiilor internaționale sau din partea guvernului SUA. Noi, evident că pledăm pentru pace, în primul rând. Această regiune are nevoie de pace și stabilitate pentru a se dezvolta, pentru a crește bunăstarea cetățenilor, pentru a face față crizelor economice la nivel global, care erau în derulare chiar și înainte de acest război, și vom continua să lucrăm cu toți actorii din interiorul țării și cu organizațiile internaționale pentru a fi pregătiți pentru scenarii mai triste. And if I can just respond briefly, the purpose for my being here today. Motivul aflării mele aici este să reafirm susținerea noastră pentru Republica Moldova, să reafirm susținerea eforturilor de a susține refugiații și să discut cu guvernul, cu doamna prim-ministru și alte modalități în care guvernul SUA ar putea să susțină eforturile de a aborda impactul războiului brutal inițiat de Rusia în Ucraina. Bună ziua! Cum comentați imaginele înfiorătoare cu oamenii morți de pe străzile din localitatea Bucea, de lângă Kiev, care au fost omorâți de către armata rusă? Mulțumesc! Este greu să comentez imaginele pe care le-am văzut, însă voi spune că noi am spus foarte clar că noi vom lucra cu comunitatea internațională, cu ucrainienii, ca să documentăm atrocitățile și încălcările drepturilor omului care au fost comise împotriva poporului ucrainean și să documentăm crimele de război la care suntem martori. Mulțumesc. Prim-ministru de la Royals, Michelle Nichols. Întrebare următoare. Da, mulțumesc ambelor pentru conferința de presă. Doamnă prim-ministru, două întrebări pentru dumneavoastră.
Deci, dacă președintele Putin ar putea să extindă războiul în Moldova și care ar fi mesajul dumneavoastră pentru el și ce SUA și cum SUA ar putea să susțină Moldova altfel decât prin susținere financiară. Mulțumesc. Întrebare. Thank you for your question. As nostru este unul de pace. Noi suntem o țară cu neutralitatea consfințită în Constituție, susținută de majoritatea populației și ne așteptăm ca această neutralitate să fie respectată de toți actorii. Cu siguranță există anumite riscuri legate de regiunea separatistă din estul Republicii Moldova și trebuie să rămânem vigilenți. Deocamdată nu vedem anumite planuri specifice pentru implicarea Moldovei în acest conflict și contăm pe sprijinul partenerilor noștri, pe sprijinul Statelor Unite ale Americii, pe sprijinul țărilor europene pentru ca această situație să rămână stabilă și să fie găsită o soluție pașnică pentru acest conflict. În ceea ce privește ajutorul specific, noi avem o conferință la Berlin unde vom discuta cu mai mulți parteneri internaționali și europeni despre suportul pe care îl are de care are nevoie Republica Moldova. Evident, este vorba și despre suport financiar, dar și despre suport politic în gestionarea riscurilor de securitate, dar și în gestionarea fluxului de migranți, acele coridoare verzi despre care am vorbit și gestionarea consecințelor economice și sociale ale războiului din Ucraina. Aici vorbim despre extinderea piețelor de desfacere, deci extinderea posibilității de comerț preferențial pentru anumite sectoare, pentru a compensa pierderea piețelor din Est. Aici vorbim despre liberalizarea transportului, în special în Europa, pentru ca transportatorii noștri să poată găsi rute noi pentru facilitarea comerțului. Aici vorbim despre deci alte metode de susținere pentru ca efectele economice ale acestei crize să fie cât mai mici pentru cetățenii din Republica Moldova. Our next question comes from întrebarea următoare NPR Michelle Martin. Doamnă prim-ministru, vă mulțumesc. Având în vedere faptul asaltului Rusiei asupra Ucrainei, unii ucraineni au plecat din Ucraina și nu au casă la care să revină. Moldova poate să găzduiască atâția oameni pe o perioadă îndelungată. Știm că poate să dureze ani, având în vedere experiența cu crizele refugiaților. Și să întreb și doamna ambasador, care a fost cea mai semnificativă parte a vizitei până acum? Totul posibil pentru a ajuta cetățenii care fug din calea războiului, pentru a ajuta femeile, copiii, bătrânii care și-au găsit refugiu în Republica Moldova. Suntem actori responsabili în comunitatea internațională și vom respecta angajamentele noastre internaționale pentru a susține refugiații. Evident, avem nevoie de susținere, capacitățile țării sunt limitate și este în special important să menținem această unitate, solidaritate și coeziune socială pe care am văzut-o în ultimele săptămâni. Vom aborda aceste probleme pe termen lung de integrare, așa cum am făcut până acum. Deja am luat decizii pentru a oferi posibilitatea copiilor, de exemplu, să se integreze în sistemul educațional. Am oferit posibilitate pentru angajare. Săptămâna trecută, de exemplu,
Am fost într-o școală unde am văzut deridicătoare care au ocupat funcții vacante în această școală și, evident, cel mai tare sperăm că aceste familii vor avea posibilitatea să se întoarcă acasă, la casele lor, copiii să se întoarcă la viața lor normală în Ucraina. Thank you for that question. Vă mulțumesc pentru întrebare. Știți, noi am văzut imagini la televizor a clădirilor în flăcări, clădirilor bombardate, dar ceea ce nu am văzut, că în spatele acelor clădiri distruse sunt vieți distruse, familii distruse. Eu am reușit să vin aici și să interacționez cu oamenii care au fugit de la cele distrugeri, oameni care încearcă să își continue cumva viața și să-și țină familiile împreună. Și astăzi am auzit istorii cu experiență extraordinară pentru mine, foarte emoțională, a fost foarte trist, însă totodată am văzut curajul, reziliența acestor femei și, bine, erau practic toate, femei și copii, cei care au venit aici, în circumstanțele în care ei au venit fără să știe, din câte cunoașteți, fără să știe dacă vor putea vreodată să revină acasă. Și al doilea lucru, un lucru extraordinar, ospitalitatea poporului moldovenesc. Și-au deschis inimile, și-au deschis casele, și-au deschis țara, frontierele le-au deschis vecinilor. Și așa cum am menționat în cuvântul de deschidere, este observat în toată lumea, dar cel mai important lucru, eu cred că poporul ucrainean întotdeauna vor aprecia ceea ce a făcut Republica Moldova pentru ei. Mulțumesc și întrebarea finală trebuie să schimbăm. De la CNN, doamna Coltriga, mulțumesc. Întrebarea este la dumneavoastră, doamnă ambasador. S-a raportat și dumneavoastră ați spus că ați văzut că ați spus că nu există date că Rusia nu își adună trupele pe lângă Transnistria și cu desigur puteți fi de aceasta și alte aspecte de inteligență legate de informații cu toți partenerii noștri în această privință. Urmărim cu atenție și cu vigilență ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Am exprimat deci concluziile informațiilor pe care le deținem, inclusiv ieri mai mulți actori din Ucraina au confirmat că deși există riscuri, nu există planuri specifice de pregătire, așa cum le-am văzut înainte de declanșarea războiului în Ucraina. Contăm în continuare pe acest schimb eficient de informații și contăm pe suportul partenerilor noștri internaționali ca să menținem pacea și stabilitatea în Republica Moldova și să aducem împreună posibilitatea pentru pace în Ucraina. Și foarte succint, ați discutat cu partea americană și cu inteligență și ați observat o creștere a trupelor rusești de-a lungul frontierei cu Transnistria? Se află în Republica Moldova de 30 de ani, în mod consecvent, în toate forurile internaționale, am chemat la retragerea acestor trupe, au fost și decizii a forurilor internaționale în această privință. În ceea ce privește schimbul de informație, el are loc între instituțiile specializate ale statului și vom continua să contăm pe o deschidere în schimbul de informații care să asigure securitatea cetățenilor Republicii Moldova. I'm sorry, just one last. Și ultima, chiar ultima. Noi știm că există trupe, 5.000, dar a fost o creștere sau nu? Noi nu am văzut semne de
creșterea contingentului sau planificare care ne-ar oferi sau ar duce la concluzia despre planuri de escaladare în Moldova. Thank you very much. Vă mulțumesc mult. Thank you very much. Thank you. Thank you for